Am citit zilele acestea despre niște orbi. Casa în care locuiau aceștia era aranjată într-un loc foarte pitoresc și plăcut. În niște camere extraordinare, pline de aer curat și de o frumusețe rară, lucrau sau se rugau cu o nespusă bucurie pe fețele lor mai mulți copilași orbi. Fețele lor erau pline de satisfacție și de o bucurie nespusă, deși ei nu aveau nici măcar cea mai vagă idee despre frumusețea lumii care îi înconjoară. După aceasta, supraveghetorul a arătat la un alt om care stătea singuratic într-o cameră. Când au intrat la el, acesta nu s-a mișcat deloc. Întrebarea a fost, ce este cu el? Răspunsul a uimit, nu doar că este orb, ci mai este și surd și mut. S-a născut surdomut. Când a crescut, s-a angajat la o fabrică, dar acolo a avut loc o explozie, în urma căreia și-a pierdut vederea. În camera în care stătea nu se putea vedea decât patul și o masă, iar pe ea Biblia pentru orbi. Și cu toate acestea, pe fața lui se citea fericirea, pacea și liniștea. Atunci când a fost întrebat prin semne speciale cum poate fi fericit într-o așa situație, răspunsul a fost foarte scurt. Cu degetul, în Biblia pentru orbi, a pipăit cuvintele Mântuitorului. Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut. Aceste cuvinte erau mânghierea lui, o punte de trecere prin întunericul în care trăia. În sufletul său era pace și lumină, iar acestea radiau și pe fața acestui om. Necătând la faptul că era orb, muncea foarte mult cu lemnul, astfel încât, în câteva minute, a reușit să confecționeze un nou foarte drăguț. Când în sufletul nostru apar nemulțumiri, greutăți, când ni se pare că suntem uitați de părinți și de frați, cât și de toată lumea înconjurătoare, merită să ne aducem aminte de acești oameni care, cu toate că au fost lipsiți de simțurile externe, nu au fost lipsiți de dragostea lui Dumnezeu. Ce putem să mai zicem noi care profităm din plin de toate simțurile noastre? Oare nu merită să mulțumim de faptul că avem simțuri, mâini și picioare? Viața nu este ușoară, dar atunci când ne este cel mai greu, cred că ar fi cazul să mergem la niște oameni țintuiți la pat, la niște oameni care se află în suferințe sau bătrâni care nu se pot purta. Atunci neapărat ne vom da seama cât de fericiți suntem pe pământ.